suport expresia asta este. Fiecare om are momente în viață când pur și simplu nu iese absolut nimic și tot încearcă și tot încearcă și tot încearcă să facă ceva cu viața lui, să facă ceva cu visele lui și absolut nimic nu iese. Ei, omul s-a obișnuit după toate încercările astea eșuate să spună asta este. Cum asta este? Nu e asta este. Nu poți să spui pur și simplu asta este și să treci peste. Nu ai cum. Nu e ca și cum pocnești din degete și toată dezamăgirea din sufletul tău dispare și nici nu se rezolvă absolut nimic dacă zici asta este. Nu poți să faci o obișnuință din cuvântul asta este. Pur și simplu devine frustrant. Pur și simplu începe să te sece prin interior, pur și simplu te deranjează, te doare și sincer, parcă te dezamăgești singur. Ce vreau eu să fac cu acest video? Nu vreau să te fac puțin mai pozitiv, nu sunt genul de persoană pozitivă pentru că pur și simplu nu îmi iese, așa am fost întotdeauna. Doar încerc să-ți spun că nu este ok să folosești în fiecare zi, în fiecare zi și în fiecare moment, asta este pur și simplu să treci peste și să nu încerci iar și iar și iar să rezolvi problema sau, nu știu, să faci ceva pentru visele tale. Nu putem să folosim la nesfârșit asta este. Pur și simplu asta este. Așa a fost să fie. Nu ai cum. Nu ai cum să accepti cuvântul ăsta. Nu vreau să mai acceptăm. Tu nu vreau să mai accepti cuvântul ăsta pentru că trebuie să faci ceva cu visele tale sau cu dorințele tale sau cu planurile tale sau cu viitorul tău. Pur și simplu trebuie să rezolvi problemele fără asta este și să treci peste. Există o rezolvare în absolut orice. Nu este ok să spui doar asta este și să mergi mai departe. Nu poți, frate. Efectiv, te seacă în interior. Iar dacă tu spui asta este, nu trebuie să fie o cedare a planurilor tale. Nu, asta este rezolvarea. Să treci peste, să înghiți în segat. Înghiți în sec, nici nu-mi pasă și gata. Asta este, așa a fost să fie. Serios? Chiar nu te deranjează niciun pic? Mi-a mers de atâtea ori rău, de foarte multe ori rău, în ceea ce am încercat să fac, încât pur și simplu nu mai vreau să mai am cuvântul asta este în vocabular. Pur și simplu nu-l mai suport, nu-l mai vreau, nu vreau să mai aud, nu vreau să mai folosesc, nu vreau să mai fie niciodată în conversațiile mele. Și nu pot să accept ideea, pur și simplu nu pot să... Nu accept, frate, pur și simplu. Deci omul efectiv trece cu vederea și, nu știu, renunță la visurile, la visurile lui, la planurile lui și lasă așa, pur și simplu, la întâmplare, pur și simplu ca și cum nu ar fi, adică am avut un vis, dar asta este, s-a dus. Făcând o paranteză, mi-am dat seama că diferența dintre oamenii care au reușit, oamenii bogați, și oamenii care nu reușesc, oamenii de rând, este mentalitatea. Și să vă explic eu și de ce. Omul bogat întotdeauna trăiește cu impresia că el își creează viața. Iar omul de rând, omul sărac, omul care nu are și nu ajunge unde își dorește, pur și simplu el crede că așa este la viață. Asta e viața. Omul bogat învață în permanență. Pur și simplu vrea întotdeauna să fie mai bun, mai bun și mai bun. În schimb, omul de rând, omul sărac, el crede că le știe pe toate. Ce înțeleg eu din toate chestiile astea? Că ar trebui să muncim și să luptăm mult mai mult pentru ceea ce ne dorim. Pentru visele, planurile, ideile, abar nu am. Tot ce vrem noi. Trebuie să luptăm mult, mult, mult mai mult. Muncă, frate. Pe mine cuvântul asta este mă face să înțeleg că omul, după atâta asta este, pur și simplu a devenit frustrat. Pur și simplu se împacă cu ideea că nu reușește și trăiește așa cum vrea Domnul, pentru că Domnul nu vrea să trăiește așa, așa, pur și simplu își acceptă soarta. Pentru că nu face absolut nimic pentru ceva mai mult, pentru ceva mai bine. Și făcând o altă paranteză, hai să vă dau un exemplu. De curând am încercat să... Tot încerc și o să încerc să fac videoclipuri motivaționale.
cele pe care le vedeți la mine pe canalul de YouTube. Nu sunt singurul om și nu sunt cea mai bună persoană care face chestia asta, dar asta nu mă va face să mă dau bătut. Nu mă va face să renunț nici hate-ul, nici persoanele care intră la mine în videoclip și dă dislike sau pur și simplu se uită și iese, nici, nu știu, cei care sunt acolo doar să te judece pentru că tu ești mai bun ca ei sau ce, te crezi mai bun ca mine pentru că faci chestia asta? Nu asta era ideea. Vreau doar să ascult și să-mi spui dacă am dreptate. Poți să-ți lași comentariile sau opțiunile în secțiunea mea de comentarii sau la Instagram sau în mesaje, unde dorești tu. Doar că tu intri doar cu hate și pur și simplu mie nu faci absolut nimic. Pentru că eu am o viață, mi-o gestionez fix așa cum vreau eu și pentru că tu nu ai fost acolo când mi-a fost rău și nu ai cum să îmi spui că nu am cum să reușesc. Pentru că dacă știi chestia asta, încercai să faci ceva cu viața ta. Dar tu nu încerci să faci absolut nimic și dai doar hate. În fine, da, știu, este mult de muncă, mult stres, multă agitație, multe argumente și foarte mult hate. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Pentru că nici oamenii care sunt acolo sus, pe care îi vedeți voi, nu știu, care vă plac vouă, nu a renunțat. Pentru că Xulețul a spus că e Xuleța și că ați înțeles. Așa, nu le mai dăm importanță. În fine, haideți să luptăm mai mult, să muncim mai mult pentru ceea ce vrem și să ne îndeplinim, nu știu, planurile, visurile și tot ceea ce ne dorim noi. Și consider că expresia asta este trebuie să fie folosită doar atunci când nu ne stă bine părul. Cam e acum. Haideți să scoatem asta este din vocabularul nostru și să fie, da, am să pot. Haideți în secțiunea de comentarii să-mi spui dacă și tu te-ai săturat de asta este și nu uita să îl bați pe clopoțel.